puterea lui Dumnezeu în istoria bisericii. O rubrică de Marius Birgean. Suntem la o nouă emisiune legată de istoria bisericii și, așa cum am anunțat în emisiunea precedentă, dorim în emisiunea aceasta să facem referire la câteva din personalitățile marcante din istoria fenomenului monastic, din istoria călugăriei, și apoi să încercăm, în măsura posibilităților, o evaluare a acestui fenomen. Așa cum am spus, au existat mai mulți factori sau cauze care au contribuit la apariția acestui fenomen, și, dar fără îndoială că acest fenomen numit călugărie sau monasticism nu s-ar fi putut dezvolta fără contribuția unor persoane care, într-adevăr, prin vocația lor sau prin dedicarea lor pentru cauza monastică, au dus această cauză înainte. Acela care este considerat a fi fondatorul sau părintele monasticismului este Anton, Sfântul Anton sau Antonie, care a trăit aproximativ un secol, a fost longeviv între 250 și 350 după Hristos. El a fost un sihastru, a practicat așa numitul monasticism solitar, așa cum și la noi Daniel Sihastru, de exemplu, l-a practicat, și alți călugări care au îmbrățișat izolarea completă de societate, spre deosebire de alții care au îmbrățișat așa numitul monasticism cenobitic sau comunitar. Antonie este cel care la 20 de ani vinde averile, tot ce are, potrivit cu porunca lui Hristos, dă banii la săraci și se retrage într-o peșteră pentru a duce o viață de meditație și de rugăciune. În scurt timp, exemplul lui avea să fie urmat de alții care au venit la el, să fie consiliați de el și să-i urmărească această nouă modalitate de apropiere de Dumnezeu. Ei bine, fenomenul a apărut pe malul râului Nil, în Egipt, și de acolo s-a răspândit în toată zona aceea, în Siria, și în curând sute de asemenea oameni, bărbați din biserică, îmbrățișează acest ideal pentru viața lor. E important însă să notăm faptul că acest fenomen n-a fost unitar, în sensul că la început a existat o mare varietate de motivații pentru care unii au îmbrățișat această vocație ascetică și monastică. Există episoade în istoria monasticismului care pe noi cei de astăzi ne fac cel puțin să ridicăm din numeri sau să ne mirăm că a putut fi posibil așa ceva. A fost unii călugări care au dorit să iasă în evidență prin anumite acte extreme. Despre Macarie se spune că a trăit 6 luni într-o mlaștină pentru că doria cu orice preț să ispășească vina de a fi omorât un țânțar, așa că s-a dus și a trăit 6 luni în mlaștină, preferând să fie înțepat de țânțari și de insecte numai pentru lucrul respectiv. Au fost alți călugări care au refuzat să se îmbăieze pentru simplu motiv că nu au vrut ca să își vadă trupul gol și dezbrăcat. Unul dintre cei mai ciudați și mai interesanți călugări din perioada aceea a fost așa numitul Simeon Stâlpnicul. El este și astăzi, are o zi în calendarul bisericesc. A trăit între 390 și 459 după Hristos. Numele lui este datorat faptului că a locuit 35 de ani pe vârful unui stâlp înalt de 18 metri. Oamenii veneau și îi duceau mâncare cu ajutorul unor scripeți și în felul acesta el le predica de acolo, de la înălțime.
Însă nu tot ceea ce înseamnă fenomenul monastic înseamnă și extreme de genul acesta. Pahomie este cel care în jurul anului 320 organizează o comunitate monastică în care pune împreună mai mulți călugări și încearcă să stabilească niște reguli de conviețuire și de activitate care să cuprindă atât contemplația, rugăciunea, cât și aspectele practice ale vieții. Fenomenul acesta al organizării în comunități vrea să prindă tot mai mult teren și foarte mulți călugări se vor organiza și se vor integra în cadrul acestor comunități, ajungându-se în curând în tot Egiptul și în Siria la un număr de 7.000 de călugări într-o perioadă relativ scurtă. O figură remarcabilă a monasticismului în răsărit este aceea lui Vasile de Cezarea, care a organizat, de fapt, mănăstirile în răsăritul creștin și regula lui, regula Sfântului Vasile, este valabilă și astăzi în toate mănăstirile ortodoxe din răsăritul Europei. În apus, situația a fost puțin diferită de cea din răsărit, în sensul că, de la bun început, datorită condițiilor de climă, călugării au fost nevoiți ca să se organizeze în mănăstiri. Însă diferența majoră între monasticismul apusian și cel din răsărit este faptul că, de la început, cei din apus au accentuat natura practică a implicării. Și până în zilele noastre, ordinele călugărești catolice sunt cunoscute în lumea întreagă prin accentul pus pe implicare socială. Cu toții am auzit de Maica Tereza, fondatoarea unui ordin monastic, cea care și-a dedicat toată viața ei ajutorării leproșilor din Calcuta, împreună cu misionarele Carității. Dar, practic, zecele sau poate sutele de ordine călugărești care au apărut în apusul creștin accentuează foarte mult latura practică a implicării sociale, bineînțeles, legată și de partea contemplativă. Însă, în răsărit, aspectul contemplativ, aspectul mistic, rugăciunea, primează față de cei din apus. Atanasie este cel care a introdus monasticismul în apus, acel mare erou al credinței creștine adevărate, care s-a opus ereziei arianiste, este cel care va promova monasticismul în apusul creștin. Dar mai apoi, Ieronim, cel care a tradus versiunea în latină a Scripturii Vulgata, Sfântul Augustin, a fost călugări, Ambrozie, episcopul din Milano, a susținut și el fenomenul acesta. Vom continua data viitoare cu evocarea unei alte personalități marcante din istoria monasticismului apusian și apoi vom încerca o evaluare a trăsăturilor pozitive și negative ale monasticismului. Vă așteptăm cu drag! Ați urmărit rubrica Puterea lui Dumnezeu în istoria Bisericii.